Tragedia s-a petrecut luni dimineața în localitatea Mer din comuna Dâmbovițeană Mogoșani. Anchetatorii susțin că cel mai probabil femeia a decedat în urma intoxicării cu fum. Aceasta a încercat să aprindă focul în sobă, însă nu a reușit, iar încăperea s-a umplut cu mult fum. Din nefericire, nu a putut fi salvată, deși la fața locului au ajuns imediat medicii de la ambulanță. Trupul neînsuflețit va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița pentru necropsie. Polițiștii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru a se stabili cauza exactă a decesului.